Pozitiv, 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 pozitiv. Așa e la Neața. Maria Radu, bună dimineața. Neața. Bine ai venit. Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Îmi place că tu nu prea ai piese triste, n-ai multe triste, adică de astea de stat. De jale, de inima albastră? N-ai, ai puține, spun eu. Așa, rom, da. Sunt două, trei. Dar nu sunt de tristețe maximă. Nu, ci sunt de dor. De dor, exact, dor. Piesă exact. Nouă, simpatic piesă videoclipul. Nouă. Da, e special, zic eu. Și are o amprenta lui. Cam toate videoclipurile mele sunt așa. Da, și nu este meritul meu. Stai așa că nu era vorba să mă laud eu pe mine. Ci? Indirect mă laud. Sunt oameni, sunt prieteni cu care am colaborat. Ce prieteni e ăla care te-a pus să conduci mașina cu cracii pe bord? E, nu e periculos? Nu e. Nu, am înțeles. Cred că ți era dușman, dar mă rog. Cine a regizat acest clip? Nu pot să-ți spun și o să te explic de ce după aia. Pentru că este dealer de droguri, de fapt. Da, exact. El nu e regizor, exact. El vinde droguri și omoară oameni, dar în timpul lui liber, sper, tai. Mi-a zis să nu-i spun numele, asta este doleanța lui, deci n-am... Este visul meu să veniți la emisiune și să nu mulțumiți nimănui, crede-mă. Ba da, aș vrea să mulțumesc cuiva, stai așa. Aș vrea să-i mulțumesc Cristinei Gram, ai văzut că am o pălărie. Dar ce, Cristina e mai prost îmbrăcată de ea, de ce spunești de regizor, nu putem? E dorința lui să nu spun despre Cristina Grama, da? Da. Cristina, înțeleg că tu vinzi droguri mai prost decât regizorul și de tine putem spune. Poți să zic și eu ceva? Zici. Am o pălărie cu un mesh-o foarte așa lungă. Din părul natural. Ai observat-o? Nu. Asta vreau să zic. Mă rog, este... La droguri. Ea a conceput acea șepcălie foarte interesantă. Ea a conceput pălăria. Păi am înțeles că nu sunt prost. Și m-a transformat pe mine într-un om, într-o femeie sexy. Tu ești o femeie sexy, nu trebuia să vină Cristina să te transforme. Mulțumesc. La naiba. Te scot la masă. Schiez? Bine, foarte bine. Călăresc, sau... joc tenis, bun, notă. Bun. A făcut sport de performanță, a făcut un și sărituri de performanță, handbal. Mă dau cu role de la 6 ani, ce vrei să faci? Du-te, bă, de aici. Ai făcut sărituri de performanță? Da. Deci poți să faci backflip, de exemplu, liniștită. Nu mai știu să fac... Nu mai, băgați pe asta ca... Păi de la 9 ani... Haide-mă. Stai mâini? Nu acum. Trebuie să fac o mică demonstrație. Stai aici că vine pauza și putem mânca. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Maria Radu pe la noi, să-i mulțumim tare mult că a venit, să luăm pauză și apoi să mai povestim despre droguri după pauză.